Bună ziua! Astăzi am din nou marea plăcere de a mă afla în Sera Florăria Trias. Deci, pe de o parte, mă bucur mult că mă aflu într-un adevărat rai al florilor și al bunătății, al energiei pozitive și, pe de altă parte, mă bucur mult că l-am alături pe Traian Săplăcan, părintele Florăriei Trias, care vine, ca de obicei, cu sfaturi super utile pentru noi iubitorii de plante. Bine ați venit în Florăria Trias, în lumea celor mai frumoase sentimente. Văzând plantele astea și mai ales vara, ne imaginăm un loc mai umbrit, un loc și mai răcoros, unde să ne așezăm, să uităm de arșița verii. Ca o mini-vacanță. Da, așa o mini-vacanță. Ne imaginăm undeva prin Noua Guinee, locul de origine acestor frumuseți. Alocasia. Alocasia Portodora se numește. Da. Provine din zona muntoasă, o zonă mai răcoroasă, din zonă împădurită, la baza copacilor. E într-o zonă mult mai umedă. Cine ar răcori mai bine și cine ar oxigena mai bine decât o asemenea plantă cu volumul mare al frunzelor? Și cu dezvoltare rapidă. Cu dezvoltare e incredibil, e greu de crezut că într-un an de zile e de 3 ori mai mare. Astfel că din start trebuie mutat într-un ghiveș de cel puțin 3-4 ori mai mare. Da. Așa, unde o amplasăm? Este ideal într-un loc semi-umbrit. Poate să o viziteze soarele de dimineață, soarele de seară. Trebuie evitat amplasarea iarna lângă sursele de căldură. Da, deci nu-i place soare aer uscat. Direct, nu soare direct, nu surse de căldură apropiate. Exact, de ea. Asta este. Am pentru înțeles. Că această plantă, mai ales iarna, când și noi ne trezim cu buzele uscate, și ea suferă la fel ca și omul. Și atunci să o pulverizăm? Atunci este ideal cu apă la temperatura camerei, o pulverizăm, îi face foarte bine și ea crește, vă sunt cu ochii. Da. Și face și foarte mult pui la bază. Da. Da. Așa, și cu udarea? Ei, îi place apa, nu-i place băltirea prin farfurie și cel mai simplu ar fi, vă arăt o metodă, aici este planta. Degetul este principal senzor. Vedem suprafața uscată, mergem și 2-3 cm în adâncime, vedem că este uscat la vârful degetului, abia atunci este momentul ca să o udăm. Lăsăm apa, după ce s-au amudat uniform, apa să se scurgă din ghiveci, evităm băltirea apei și o așezăm la locul potrivit, unde se simte cel mai bine. Da. Nu-i place mutarea ei dintr-un loc în altul, prea des. Dar această operațiune de administrare a apei, dacă o facem pe picurătorul de la chiuvetă, nu o supără. Da. Da. Cum o hrănim? Ei, este o plantă absolut deloc pretențioasă și foarte rezistentă. Eu recomand cel mai bine, mai ales la o plantă cu o amvergură atât de mare a frunzelor, să folosim fertilizantul foliciliar. Doar o dată pe lună, da, și numai... Deci avem de la Pocon fertilizantul Power Spray, special pentru plante verzi, care plant. Se aplică direct pe frunze. Da, direct pe frunze. Cum se procedează? De la o distanță, scrie și aici, 50 de centimetri, pulverizăm ușor pe fiecare frunză. Durează câteva secunde operația aceasta. Cam o dată la 2 săptămâni. Nu, o dată pe lună. O dată pe lună. O dată pe lună. O dată pe lună. Pe fertilizant scrie o dată la 2 săptămâni. Bine, dumneavoastră faceți referire exact la planta aceasta. Atenție și în funcție de tipul de plante. Unele au nevoie de hrană mai des. Am zis, este una dintre plantele nepretențioase. O dată pe lună, dacă oricum ea crește repede. Are tendința să ne scoată din casă. Și mai ales iarna este ideal să facem această pulverizare cu apă, nu numai cu iarna fără îngrășământ, cu apă. Și mai ales avem iarna un mare avantaj. Zilele sunt mai scurte, ochii este mai obosit din cauza diferenței de lumină și din timpul zilei, din timpul nopții, la calculator. Doar uitându-ne la o asemenea plantă,
ochii se relaxează. Da, și noi ne încărcăm pozitiv. Noi ne echilibrăm energetic, da. Și... Nu uitați, având în vedere, cum spunea și Traian, amvergura frunzelor, să le și ștergeți din când în când. Da, le place să fie curate. Mai ales ca și hrana să poată ajunge la ele, atât apa cât și hrana pulverizată. Acest fertilizant nu numai că nu acoperă florii, chiar porii, dacă sunt desfăcuți, fără neacoperiți de praf, face ca hrana să ajungă unde trebuie la plantă. Da. Așadar, cred că v-am dat toate sfaturile pentru alocația aceasta minunată. Eu îi mulțumesc mult lui Traian. Cu multă dragoste. Iar pe voi vă aștept în Florăriile Trias și pe site, pe florăriatrias.ro, să vă alegeți alocația favorită sau alte plante decorative prin frunze. Mulțumim! Cu mult drag!